Și iată, după 10 ani de activitate în Republica Moldova, Dumnezeu ne-a deschis ușa și ne-a binecuvântat ca să ajungem în țările vecine cu numele România, Ucraina, Transnistria. Ne-am rugat și noaptea prin mila lui Dumnezeu, ne-am pornit la drum spre Ucraina. În Ucraina, 500.000 de copii trăiesc în sărăcie. Pe al treilea loc în acest clasament negativ este România, cu 110.000 de copii săraci. Copiii din întreaga regiune sunt măturați de acest teribil efect al războiului. Și dacă nu îi sprijinim pe acești copii și pe familiile lor, creșterea masivă a sărăciei în rândul acestora va avea sigur ca rezultat vieți pierdute, o educație pierdută și un viitor pierdut. Cu cât o familie mai săracă, cu cât ea cheltuiește mai mult pentru hrană și mai puțin pentru sănătate și educația copiilor, adăugând că din această cauză crește și riscul ca acești copii să fie expuși violenței, exploatării și abuzurilor în familie. Creșterea masivă a sărăciei ar putea să facă și încă 4.500 de copii să înceteze din viață înainte de a împlini un an și încă 117.000 de copii se renunță la școală anul acesta, mai notează agenția ONU pentru copii. Este cu totul diferit când privește în ochii unui copil sărac din Republica Moldova, România, față de un copil din Ucraina. Aici poți vedea frică, singurătate, durere și lacrimi amare. Вам поам это спасибо Богу, что вино так это что вы людям помогаете. Спасибо. Дуже благодарні вам усім. Здоров'я, щастя. Это ну і Боже, все-таки є він над нами, все-таки ми молимося, щоб було все хорошо. Это спасибо. Щоб війни вот этот не було. Саме главное, саме главное. Конечно, кто уезжает, а куда я поеду? Ну, вот куда с ней поеду? И куда я не поеду? Так, живем. Пока с Господом, до свидания вам. Самое лучшее. Да. До свидания. Да, спасибо вам, дуже велике спасибо. Спасибо. Благодарны мы очень. Помогайте. Приезжайте до нас. Cu un fior de frică în minte, dar cu nădejde și speranță în inimă, am ajuns să înțelegem ce înseamnă să trăiești într-o zonă de război în Ucraina. Mamele ne-au primit cu multă căldură și dragoste în suflet și la toate aceste familii am ajuns prin călăuzirea lui Dumnezeu. Fără să-i cunoaștem, fără să ne cunoască, ne-am pornit la drum și Dumnezeu ne-a îndreptat în câteva sate din zona Odesei. Am găsit 5 familii în prima zi. Fiecare era plină de bucurie și uimire că cineva din Republica Moldova să vină și să le aducă daruri scumpe. A fost o mare uimire pentru aceste familii, dar și pentru noi. A fost o mare minune din partea lui Dumnezeu. Cu dragoste fierbinte în suflet, dorim să mulțumim tuturor prietenilor noștri care tot timpul acesta au fost alături de țara noastră și acum sperăm că vor fi și pentru țara vecinilor. Nădăjduim că vom putea să lărgim câmpul de misiune și să slujim în continuare în țările vecine până la marginile pământului. Vă mulțumim tuturor care sunteți alături de acești copii îndurerați și ne rugăm ca să aveți cele mai frumoase binecuvântări din partea lui Dumnezeu în familiile voastre. Dorim să vă amintim că fiecare donație în numele Domnului este scrisă în Cartea Vieții și Tatăl Ceresc neapărat o să vă răsplătească cu multă grijă ca să nu vă rămână dator. Și noi vă spunem pe curând, scumpi prieteni. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o propoziție care costă mai scump decât un film de la Hollywood. Este o voce care te face să lacrimezi mai adânc decât o melodie a unui artist renumit. Este o carte cu
cu o singură pagină, dar cu un conținut fără sfârșit. Este o pictură vie pe o pânză de aur a unei vieți pline de suferință. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o valoare pentru fiecare om care a întins mâna pentru acești oameni dați de la Dumnezeu pe acest pământ lângă noi. Următorul clip va fi despre здоровья и мирного неба над головой. Спасибо. Дай Бог тем людям, что нам помогают, и мирного неба над землей. Чтоб діточкам було все хорошо, щоб спали хорошо, щоб нічого не було більше.